Odată cu ploaia au apărut și primele probleme în oraș. Deși șoseaua București este dotată cu gaigăre pentru colectarea apei de ploaie, acestea par a fi numai de decor, atâta timp cât în unele zone apa acoperă prima bandă de circulație. Din cauza ploilor din ultima perioadă, o mare parte din canalizările din oraș nu fac față fluxului de precipitații. Deși cantitatea de apă nu a fost una foarte mare încât orașul să fie inundat și sistemul de canalizare să nu facă față, totuși apa băltește atât pe artera principală cât și pe cele lăturalnice. Unele zone din municipiu găzduiesc adevărate capcane atât pentru șoferi cât și pentru pietoni, deoarece gropile din asfalt sunt acoperite de apă. Mulți dintre giurgiuvenii care au trecut astăzi pe șoseaua București au avut ghinionul să își înceapă ziua cu hainele stropite din cauza șoferilor grăbiți. Aceștia spun că s-au obișnuit cu astfel de gesturi din partea conducătorilor auto și a celor care nu își îndeplinesc în totalitate obligațiile. Ați fost vreodată stropită de un șofer grăbit? Băi, nu știu de câte ori, am fost. Da, de mai multe ori. Da, bineînțeles, mereu. Mă feresc de obicei. Aproape fiecare zi, și dimineața și seara. Și de parcă vremea urâtă de afară nu ar fi de ajuns, șoferii strâng din dinți și caută să evite craterele din asfalt. Din cauza ploii nu au de suferit doar pietonii, ci și conducătorii auto. Din cauza cantității mari de apă căzută în ultimile 24 de ore, gropile din asfalt au devenit o adevărată capcană pentru aceștia. Obligația de curățare a sistemului de canalizare îi revine societății APA Service. Directorul firmei răspunzătoare de rețeaua de canalizare din oraș, Constantin Preda, spune că în fiecare zi există un grafic în ceea ce privește curățarea gaigărelor și că acesta este respectat în totalitate de angajații societății. Cât despre înfundarea gurilor de canalizare, Constantin Preda spune că de vină sunt giurgiuvenii care aruncă gunoaiele necontrolat și fără simțul răspunderii. Există în fiecare zi, dar în fiecare zi și poate să fie pus la dispoziție, un plan de acțiune pentru desfundarea de canalizări și de gaigăre. Deci asta o fac oamenii zilnic. Giurgiuvenilor nu le mai rămâne decât speranța că după trecerea ploilor, autoritățile să-și ia rolul în serios și să treacă la asfaltarea străzilor sau măcar la plombarea gropilor, care de cele mai multe ori se transformă în adevărate capcane, iar șoferii trebuie să facă slalom pe șosea.